Ce bizonul? O fuziune cu bihud. De ce n-ar face bizonul o fuziune cu baghed? Salutare, dragii mei prieteni și bine v-am regăsit la un nou episod de San Andreas Multiplayer. Suntem pe rpg.bizon.ro de pe contul lui Alex. Mulțumim, Alex, să ne-ai lăsat să filmăm pe contul tău astăzi. Și, bineînțeles, dragii mei prieteni, un cont de rank 4 astăzi din SF Taxi. Salutare din clanul NK Necenzurat. Ne-am spawnat aici la HQ NK Necenzurat. Astăzi vreau împreună cu voi, după ce m-am gândit eu așa, bă, destul de bine înainte să filmez acest episod, să vă spun cum a venit tema pentru acest episod. Ei bine, am încercat și eu să... spawnează. Sper că aici te spawnează. Așa, am încercat și eu, bineînțeles, să filmez ceva pentru voi astăzi și intru frumos aici pe Bizon și văd că la ora aceasta, duminică, sunt 366 de jucători. Cei de mai devreme erau mult mai puțin de atât de 366. Și m-am întrebat următoarea chestie. Bă, Bizon, acum, am spus pe un clip trecut că Bizonul da, a trebuit să facă o fuziune la un moment dat, probabil, dacă numărul de jucători din nou va scădea și se va duce frumos acolo jos de tot, unde sperăm să nu se ajungă din nou să ducă jucătorii jos de tot, pentru că acum Bizonul n-ar mai avea cu cine să facă fuziune. Ok, Get Gift există pe hartă? Există. Asta am spus la ultimul clip în care am vorbit despre fuziune. Ei bine, dar o idee care mi-a venit acum și știu că poate suna, poate nebunesc, poate, nu știu, Swift, visezi. Dar m-am gândit în felul următor. De ce n-ar face Bizonul o fuziune cu Bihud? De ce n-ar face Bizonul o fuziune cu Baghed? De ce n-ar face Bizonul o fuziune cu mai multe comunități de Sam din România? Bine, nu cu mai multe, pentru că n-ar încăpea jucătorii cei drept, dar m-am gândit în felul următor. Bă, dacă nu are cu cine să facă fuziune Bizonul, în cazul în care la un moment dat să va ajunge să fie 380 de jucători pe RPG1 și să rămână așa, 380. Înțeleg bine, e mai dimineața, acum jucătorii până să trezesc mai durează un pic, dar la un moment dat dacă se va ajunge la numărul acesta de jucători pe care îl vedeți voi aici, anume 390, 300 și un pic, și s-a și blocat. Haide, blochează-te, te rog frumos. Hai că nu mai zic nimic urât de tine. Așa, bun. Dacă se va ajunge la numărul acesta de jucători de aici, seara sau în momentul în care ar trebui să existe mulți jucători pe server, de ce n-ar face Bizon o fuziune cu altă comunitate care este în aceeași situație? Mi-a venit mie în cap. Știu că din punct de vedere al bazelor de date, al nu știu ce, al așa, e destul de problematică ideea asta. Pentru că, da, trebuie să aduci două baze de date, două servere într-unul singur. Ok, se poate contopi, se pot face chestii, va dura, va fi o bătaie de cap, dar într-un final bun va exista posibilitatea asta, corect? Corect. Și acum întrebarea mea este următoare. Ar fi bine așa ceva? Vreau să scrieți și voi în comentarii, pentru că am așa impresia că a fost o idee briliantă cu care toată lumea o să zică, despre care toată lumea o să zică, bă, Swift, ce deștept ești, salut, unde? Poate da, poate nu. Ziceți-mi și mie ce idee aveți voi în legătură cu asta. Adică Bizonul acum, dacă va avea puțin jucători sau când va avea sau nu, o să scadă jucătorii, să se fuzioneze, nu știu, cu Bihud-ul sau cu Baghed-ul, să fie un server 1000 din 1000, Bihud Baghed sau, nu știu, Bihud B-Zone. Ce ziceți? Ar fi o idee bună? Și întrebarea este și cum o să arate acel server, pentru că fiecare are sisteme diferite, fiecare are lucruri diferite. Cred că ar fi o idee să contopească gen design-ul de la Bizon cu sistemele de la Bihud și cu sistemele de la Bihud. Bine, acolo ar trebui să fie o înțelegere între comunități despre ce rămâne, ce nu rămâne. Ar trebui să existe o înțelegere. Dar hai, până ajungem acolo, până să ne gândim atât de departe cum o să fie și de ce o să fie și nu știu ce, până să ajungem atât de departe, haide să ne gândim acum la ce e cel mai simplu de gândit. Cum ar fi dacă s-ar întâmpla așa? Este întrebarea mea. Cum ar fi dacă s-ar întâmpla așa? Băi, din punctul meu de vedere ar fi ceva super tare, ceva ce nu s-a mai întâlnit până acum, pentru că cu siguranță nimeni n-ar face și n-ar fi făcut chestia asta până acum, dar o idee
briliantă din punctul meu de vedere. Nu ai cu cine să mai fuzionezi din comunitatea ta, te fuzionezi cu alții pe un server nou. Acum încercăm pe acest clip să dăm la o parte toate problemele care ar putea apărea cu această fuziune, adică numărul de admini, facțiunile care arată diferit, sunt diferite. Nu știu, a trebuit să dăm la o parte toate aspectele astea, pentru că cu siguranță acum nu o să putem să dăm un verdict clar și nici măcar nu o să putem spune cu siguranță ce s-ar întâmpla într-o situație de genul. Așa că dăm la o parte aceste situații care cu siguranță vor fi destul de problematice, dar cu siguranță vor avea o soluție. Le dăm la o parte și ne gândim acum strict la conceptul ăsta de a fuziona Bizonul cu alt server de ăsta mare din România. Din punctul meu de vedere ar fi o idee briliantă, dar ar trebui să mulțumești ambele părți, pentru că fiecare server arată diferit, are sisteme diferite, se joacă diferit. Bine, mare parte tot s-a împiedat, ați înțeles voi ideea. Salut! De ce spun chestia asta? Pentru că m-am îngrijorat tare de tot. Acum numărul de dimineață al jucătorilor la 381 pic, mai devreme erau 350, erau și 290 acum vreo oră, ceva de genul ăsta. Task-uri LS. M-am berit-o. Task-uri LS. Călin. Ăla, task-uri. Călin. Mă doare capul. Călin. De la Grove Street, m-a băgat în boală. Unde e? Missions. Nu, Rider, Dimitri Petrenko, Rider, OG Loc, Neamirel, task-uri LS. În LS e Neamirel, Dimitrie, OG Loc, Rider. În LS sunt Rider, Neamirel, nu știu unde e ăsta. Călin. Cătălin, cred că vrei să zici. Cătălin nu e la mă de la Grove Street. Mamă, să mă rămă asta, nu știu locația. Hai să-mi bag. Călin, vii la task-uri, nu înțeleg nimic. Habar nu ai? E Swift pe cont, în puii mei. Mai de capul meu, am belit-o grav. Bine, oricum, chiar dacă e FV, Alexan nu e... nu e vina mea. Adică bine, este vina mea, dar Faction War nu va fi șters, pentru că este aprobată Killzone toată chestia asta. Știu că mi-a dat mesaj un admin pe web acum ceva timp și mi-a spus că dacă iei un FV pe contul unui abonat, sancțiunea rămâne, că am înțeles eu greșit. Un admin 4, care probabil când vorbeam cu Killzone de faptul că sancțiunile sunt șterse de pe conturile abonaților, el nici măcar nu exista ca admin, cel mai probabil. Dar îmi dă mesaj și îmi spune că am înțeles eu greșit. Asta ca să înțelegeți incompetența și impertinența unora care nici măcar nu pun o întrebare înainte. Bă, ce ai vorbit cu Killzone? Sau dacă ai vorbit cu cineva? Bă, a zis Cătălin. Singurul Cătălin pe care îl știu din LS e ăla cu task-ul de la Grove Street. Eu al Cătălin nu știu. Și Grove Street-ul, unde puii mei e? Grove Street este pe aici. Grove Street este pe aici. Gata, haide să nu ne pierdem. Hai să nu ne pierdem. Cătălin ăla e la Grove Street. Eu așa țin minte. Deci al Cătălin eu nu știu un LS. OG Loc. Nea Cătălin, parcă așa-l chema pe ăla, sau cum Dumnezeu îl chema, era la Grove Street. Care Grove Street-ul e pe aici. Așa, aici ar trebui să fie Cătălin. Cu plăcere, a zis măsă, cu plăcere. Cred că aici trebuie să las. Ok, gata, am fugit. A zis că e ok, am plecat, gata. Sper că aici e locația. A zis ok, am plecat, gata. Să nu mai zic că l-am dus greșit. Service calls. Los Santos International. Bă, facem ceva comenzi, dacă suntem primii care ne-am pus duty astăzi. 40 din 40, sal, SF dispatcher. Mai, taxiul ăsta. Băi, sincer, tot timpul... jucând Samp, așa mi-aduc aminte de vremurile alea vechi. Sincer, mai zis eu vouă, Samp-ul cred că acum e jucat în mare parte. S-a făcut 400. Samp-ul este acum jucat în mare parte de nostalgici, aia care vor să simtă ce au simțit când erau copii sau chestii de genul. De fapt, majoritatea jocurilor vechi se joacă pentru chestia asta. Nu mai veni că mi-am luat sniper. Ok, nu e problemă. Uite-mă, un client care are bun stim și spune ce s-a întâmplat. Acum v-am zis, Sampu cred în continuare că o să fie jucat doar din
nostalgie, să zic așa. Chiar ieri m-am întâlnit cu doi abonați pe care țin să-i salut, m-am întâlnit cu ei în mall și la fel ziceau și ei, bă, m-am lăsat de jocul ăsta, nu mai joc așa ceva, că e veche, nu știu ce, a apărut alte priorități, dar dacă mai intră pe jocul ăla, cu siguranță lumea intră pentru nostalgie, să-și aducă aminte cum este pe jocul ăsta. Bineînțeles, eu dacă nu filmam pentru YouTube, aș fi intrat și eu la fel foarte rar din nostalgie, nu din alte considerente pe jocul ăsta, dar una peste alta, na, e un joc vechi care, surprinzător, încă ține, frate, adică să ai 400 de jucători pe un server, doar pe un singur server de SAMP din România, acum bine, la ora asta, că o să fie și mai mulți, acum încă ține, nu o să ține la infinit chestia asta, că de... Dar o să țină, după părerea mea, destul de mult chestia asta, mai mult decât ar fi dat cineva speranță de viață unui astfel de joc. Mai ales acum, când apare GTA 6 într-o lume în care apare GTA 6, într-o lume în care apar tot felul de nebunii de jocuri, acum să mai supraviețuiască jocul ăsta, chiar e o minune mare că încă supraviețuiește, credeți-mă. Și că lumea încă joacă, dar bine, v-am spus, cred că lumea joacă mai ales din nostalgie și cu siguranță să mai joacă și altele oamenii. Sau bine, dacă n-am calculator bun, te joci numai ăsta și gata. Dar oricum, jocul arată foarte bine și după atâția ani de zile, chiar e un joc reușit. Felicitări, Rockstar Games. Salut! Unde? Și să-mi scrieți în comentarii ce părere aveți de fuziunea aia între mai multe servere, că cred că e o idee briliantă. GPS, Houses, 809, să nu fie la mama naibii. Hai că nu e la mama naibii. Temple, să-mi dai eject, te rog. Ok. Nu-ți dau eject, frate, te plimb toată harta acum, aia fii atent. Te plimb toată harta, fii atent. Temple, LS. A, în Temple putem să o luăm și pe aici, pe autostradă, dacă vrem. E mai simplu. Așa, și ajungem în Temple. Am ajuns să știu toată harta asta, frate. De fapt, cred că toată lumea care joacă SAMP a ajuns să cunoască harta asta, pentru că este o hartă ușor de reținut, ușor de urmărit și din punctul meu de vedere... Nu atât de mare. Bine, pentru vremea în care a apărut jocul, în 2006, parcă a apărut San Andreas, era huge, era imensă, ce era Vice City sau altele, dar pentru 2006 harta asta era imensă, adică era giga ultra mare harta asta în 2006. Așa. Fraților, cam atât a fost cu episodul de azi. Eu mulțumesc foarte mult că v-ați stat la el astăzi și că a stat alături de mine. Ne apropiem cu pași repede de aproape... Mersi, ne apropiem cu pași repezi de aproape 1300 de episoade, numai numerotate, că mai sunt și unele nenumerotate. Eu vă mulțumesc foarte mult că ați fost astăzi alături de mine, am făcut și noi astăzi vreo 2K și ceva din tura de taxi. Sper că v-a plăcut ceea ce ați văzut, lăsați un like dacă v-a plăcut și dacă nu v-a plăcut, nu lăsați un dislike, frate, oricum nu se mai văd și oricum nu ajută pe nimeni. Și vă mulțumesc foarte mult că ați fost astăzi încă o dată alături de mine. Aveți mare grijă de voi și până data viitoare, încă o dată, stay close, bye!